lui. Vorbim de competiție foarte frumoasă din nou la noi la Dolce Vita, Cupa Liceilor Carrefour Târgu Jiu, prima ediție. O competiție care a adunat la start 12 licee din județul Gorj. Noi spunem o competiție reușită, am văzut la mișcare copii care nu sunt legitimați la Pandurii Târgu Jiu sau la echipe de profil și pot să spun că este un rezultat foarte bun și ne bucurăm că am reușit să îi strângem aici la Dolce Vita. În ceea ce privește competiția, pot spune că retailerul Carrefour Târgu Jiu are un mare aport la această competiție. Ei sunt cei care și-au dorit acest lucru. Bineînțeles, cu ajutorul și cu implicarea inspectorului școlar județean, am reușit să facem o competiție de succes, spun eu. O competiție care va avea și o finalitate, în sensul că echipa care a câștigat se va duela pentru trofeul Oltenii cu echipa care a câștigat o asemenea competiție la Drobeta Turnul Severin. Noi continuăm tradiția la Dolce Vita cu competiția atât pentru, în special pentru iubitorii minifotbalului, că fie că sunt ei la tineri, fie că sunt ei bătrâni și sperăm să îi aducem cât mai aproape pe acești iubitori de minifotbal. Mulțumesc!